Joi, 23 februarie 2023, Uniunea Artiștilor Plastici din România a anunțat trecerea în neființă a istoricului și criticului de artă Constantin Prut, care s-a stins din viață la onorabilă vârstă de 82 de ani. A absolvit Facultatea de Istorie și Teoria Artei din cadrul Universității de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București în 1970 și a obținut un doctorat în istoria artei la Universitatea din București în 1988. A lucrat apoi mult timp ca redactor șef al revistelor Contemporanul și Revurumen. De asemenea, a dezvoltat o bogată carieră academică, fiind profesor de istoria artei la Universitatea Mihai Eminescu din Bacău, la Universitatea din București, la Academia de Arte Luceaforul din București, la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Vest din Timișoara. În acest fel, Constantin Prut a hrănit multe generații de artiști, studenți și iubitori de artă, a căror recunoștință și respect îl vor însoți pe drumul său etern. Sincerele condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei care l-au cunoscut și iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Federației Artiștilor Plastici din România.